Ori de câte ori bate vântul, pentru localnicii din satele Mehidințene, Răscolești, Halânga, Dudașul Cernețului și Piatra Albă, aerul devine irrespirabil. Toate se întâmplă din cauza faptului că lucrările la instalația de șlam dens nu au fost finalizate nici până astăzi. Aceasta, deși societatea care se ocupă de lucrare a încasat bani frumoși. Oamenii au sesizat de nenumărate ori problema și reporterilor RTS. E de două degete în toată curtea și peste tot. Și nu se mai poate nici în casă, nici pe... Uitați-vă ce e! Am măturat ieri, am măturat azi dimineață să vă arăt ce e pe porți și peste tot în toată curtea. Nu Raful... puteți să respirați? Nu poți să respiri, nu poți să te miști, nu poți să faci nimica. De ce mergeți cu fularul la gură? Din cauza prafului. De unde vine? Vine din vânt. Că intră praful peste noi, intră și în casă. Uite, mergem pe stradă, nu putem să mergem din cauza că ne intră în ochi. De-aia ne legăm așa la gură. În cauza prafului. Lucrările la instalația de evacuare sunt cele care trebuie să rezolve problema poluării cu praf. Au început în 2009 și ar fi trebuit finalizate în 3 ani. Într-o primă fază, pentru suma de aproape 170 de miliarde de lei vechi, firma Confort ar fi urmat să execute lucrarea. În textul licitației scrie foarte clar că... Valoarea totală finală a contractului este de 165.381.830 RON fără TVA. Obiectul contractului, instalație de evacuare în șlam dens, în cadrul RAN, sucursala Romag Termo. Câștigătorul licitației, SC Confort SA. La licitația respectivă s-au înscris doar 3 societăți comerciale. Criteriul de selecție a fost prețul cel mai mic. În pofida faptului că în contract era trecută clar valoarea totală a lucrării, acest lucru nu a împiedicat organizarea unei noi licitații de suplimentare a sumelor necesare executării lucrărilor. Singura companie înscrisă la licitația cu o valoare de peste 25 miliarde lei vechi a fost aceea societate comercială care câștigase și licitația anterioară de aproape 170 miliarde lei vechi. Societatea comercială se numește Confort SA. Data atribuirii contractului 11.05.2012, numărul de oferte primite 1, numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul Confort SA. Valoarea totală a contractului 23.999.266, moneda RON fără TVA. Localnicii se plâng că cel puțin până acum banii peste cele 200 de miliarde de lei vechi au fost cheltuiți pe praf în ochii lor. Reprezentanții societății Confort și ai regiei autonome pentru activități nucleare au fost de negăsit pentru a oferi explicații cu privire la stadiul actual al lucrărilor la construirea instalației de șlam dens care va fixa cenușa în depozitul termocentralei.